moderne. Vă dau de știre că acest cântec pe care l-ați auzit acum, bunicii voștri l-au auzit prima dată. L-am cântat în 67, cred, 68. În 68, în 69 am fost eu cu menestrel la Cursele Dorului și era deja, deci l-am scris în 67. A? Din 67 până acum, Marius nici n-avea, nu era născut. Că mi-a plăcut lui și a zis, orchestrăm asta veche și frumoasă. Bine, Marius. Altfel, în seara asta o să mai auzi câteva cântece foarte frumoase. Ce cântăm acum? Auleu, ăsta e așa de frumos ce urmează, încât fac o mică paranteză. Mi s-a spus, adică am fost întrebat, domnul Tudor, dar zice, vedem asta cu Eurovisionul. Dom'le, dumneavoastră, care aveți atât de multe cântece frumoase, de ce nu v-am scris odată? Ce să fac, mă? Să vă scris acolo, la Eurovision, precisă. Băi, eu tocmai de-aia nu mă înscriu. Că sunt sigur că dacă mă înscriu, iau locul 1, pe unde o fi acolo. Și eu am grijă de țara mea, că sunt un patriot născut. Păi dacă-ți dă Dumnezeu să câștig eu. V-ați gândit vreo clipă că anul următor ar trebui să organizeze România Eurovisionul? Pe asta ne-ar mai lipsi. Unde să-l facem? Pe să construim? Care, doamnă, polivalent? Polivalenta intră... N-ați văzut ce rupere de nori e când, pe unde sunt astea? Nebunești ce fac aia pe acolo. Avem noi la polivalentă 7 reflectoare și 2 fete. Mai. Uite, ăsta de cânt acum, eu, ăsta ar fi putut să ia premiul. Fiți atenți ce frumoase. Fiți atenți câtă muzică frumoasă e aici. Mai tăiem. A zis că durează mai mult de 3 minute. Tăiem tot ce ai scris tu. Thank you.
Mahfuz'un da.